Veniți să luați lumină. Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, l-au întâmpinat către dimineață căutându-l ca pe o zi
mironosițele femei și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți ridicare! Învierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia celui fără de păcat. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și Sfântă învierea ta o lăudăm și o slăvim, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm. Numele Tău numim. Veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat.
Slava aceasta este a tuturor, cuvioșilor lui. Laudăm Hristoase, patima ta, se risipească vrăjmașii lui. Paștele cele sfințite nouă astăzi s-au arătat. Paștele cele precum se stinge fumul să se stingă, cum se topește ceara de fața focului. Veniți de la vedere, femei bine. Oh.
așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții să se veselească. Mironosițele femei, foarte de dimineață, sunt înaintea mormântului dătătorului de viață. Aflat au înger pe piatră șezând și acela grăind către dânsele, așa a zis: ce căutați spre cel vii? Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Paștele cele frumoase, Paștele Domnului, Paștele cele prea cinstite.
Christ.